Cum pot să fiu la 75 de ani operat pe inimă? Încă mai respir. Eu cred că sunteți perfect sănătos. Îți mulțumesc, e doar o speranță. Ce... Și bineînțeles că nu există nicio scăpare. Știi cum să spune. Da. Da, vă alintați un pic acum. Vreau să vă întreb cum vi s-a părut național. Nu mă alint deloc. Nu? Asta e situația, da. Vă doresc sănătate atunci. Mulțumesc. Cum vi s-a părut național în seara asta? Două imagini total diferite. Dacă am întâlnit în primul rând o echipă care nu mai are nimic nici din ceea ce însemna încrâncenarea Rusiei albe de a se lupta cu bolșevicii după 1917, cu Denikin și așa mai departe, care până la urmă au ales calea Americii, și mai ales mai nimic din Dinamo Minsk, care mi-a adus aminte până Kondratiev din lupta care am avut-o cu ei în sferturile Cupei Campionilor Europeni, cu Dinamo Minsk, care pe atunci era campioana Marii Uniuni Sovietice. Da. Sigur că și peste el timpul a scurtat. Deci, ce pot să spun? O primă repriză în care diferența de valoare s-a văzut clar. Belarusul nu mai este nimic din Rusia albă de care aminteam înainte. Da. Am avut un 4-0 clar la ocazii, după care și în special după minutul 50, oarecum surprinzător, dar poate explicabil, chiar ne-am retras și am invitat pe acești jucători care practic evoluează pe la niște echipe care nu înseamnă aproape nimic în fotbalul nostru, nu întâmplător au ajuns unde au ajuns, în fotbal european, mă da. I-am invitat pur și simplu să ne atace, atât cât puteau cu mijloacele care le-au avut. Și după un 4-0 normal, aș spune eu, și în primele 45 de minute la situație de a marca pentru noi, ne-am trezit cu un 5-2 și mai mult cu o fază discutabilă din care poate, nu știu, nu pot să mă pronunț, dar putea să fie și un penalti prin minutul 87, dacă nu mă înșel, la un jucător al bielorușilor. Vi se pare că l-a forfecat Marin acolo pe adversar? E greu de spus. Problema este dacă a existat un contact fizic acolo. Da. Mie mi s-a părut că ceva a fost, dar apropiat de circumstanțe de penalti. Dar să lăsăm judecata arbitrilor și a celor de la VAR și să o respectăm. Surprinzătoare însă este această cădere și mai mult decât atât, schimbările care s-au făcut, mi s-au în mod normal când faci niște schimbări, crește echipa, dar intrarea lui Octavian Popescu, lui Tănase, lui Cicăldău, n-au adus deloc o continuare, aș spune, a jocului bun care l-a făcut echipa în prima repriză. Da. Și, practic, este o echipă lipsită, am dovedit, mai ales în final, când, repet, în repriza a doua, raportul ocazilor a fost surprinzător pentru valoarea ce zic pe Rusia, un 5-2 pentru ei.